Această emisiune este oferită de Maurer Imobiliare și Archia Creative Home. Ora 20, doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Business la Superlativ și vă mulțumesc! În această seară vom vedea ce spun trăsăturile feței și vocea despre antreprenorii de succes. Invitații mei vor realiza studii de caz pe antreprenori celebri, atât din România cât și din străinătate. Pentru început însă urmărim o nouă ediție a rubricii Afaceri Creative cu Andra Raluca Tăutu și revenim în platou. În această ediție a rubricii Afaceri Creative cu Andra Raluca Tăutu vom discuta despre birourile de arhitectură. Vom vedea cum e mai bine să lucrezi ca un liber profesionist, ca un antreprenor, să reunești mai mulți colegi. Ne spune toate detaliile. Bine ai revenit, Andra Raluca Tăutu. Bine v-am regăsit. O nouă ediție, o nouă ediție a rubricii tale Afaceri Creative, în care discutăm despre creativitate și afaceri, pentru că am senzația că profesia ta de arhitect le îmbină cumva rațiunea, emoția, creativitatea, trebuie să fii și antreprenor, și rațiune, și artist pe de altă parte. Însă, care este structura unui birou de arhitectură? Câți oameni reunește? Poți să fii independent? Poți să lucrezi ca și independent, dar atunci nu poți să accesezi proiecte de anvergură foarte mare. Și eu nu aș recomanda ca un arhitect să fie lup singuratic, decât dacă vrea să lucreze ca freelancer și să lucreze inclusiv pentru alte birouri de arhitectură. La cum evoluează piața în zona noastră, ai nevoie în acest moment de foarte multe cunoștințe și atunci nu poți să le știi pe toate și să faci tot. Pentru că arhitectul este, pe lângă tot ceea ce ai spus tu, la un moment dat devine și psihologul familiei sau clientului, trebuie să fie cel mai bun prieten, la un moment dat cel mai mare dușman, cât îi dă peste degete că schimbă proiectul în drum și așa mai departe. Și atunci e foarte complicat să fii one man show. Eu personal am învățat asta pe pielea mea, vrând să le fac pe toate și ajungând să lucrez mai bine de 20 de ore pe zi și la final nu a fost bine. În acest moment noi avem o parte din personal angajat, cei care se ocupă de parte de achiziții, de vânzări, de desenat, lucrurile care trebuie să le avem zi de zi, sub coordonarea mea și a colegului meu, și avem parteneri și arhitecți și ingineri asociați, care avem contracte de colaborare și care sunt implicați funcție de proiect. Există proiecte în care ai nevoie de un horticultor, de exemplu, ai proiecte în care ai nevoie de un specialist pe design de obiect, ai nevoie de un structurist, ai nevoie de un instalator și atunci, pentru a putea da o paletă foarte largă de servicii clientului final, trebuie să poți să ai o echipă foarte bine formată care să poată să acopere toată această zonă. Pentru că în orice proiect este foarte multă cercetare și trebuie să poți studia și nu poți să le înveți pe toate. Adică da, nu poți să știi la perfecțiune și toate pardoselile și toate finisajele, toate materialele. Mai ales că în acest moment piața materialelor de construcție este foarte mare și chiar ca să poți să duci un proces de proiectare și execuție și să ajungi la un produs premium, trebuie să fii atent la toate aceste detalii. Și atunci ai nevoie de specialiști în jurul tău. Da? Eu le recomand arhitecților să lucreze cât pot independent, pentru că așa își pot face o experiență mult mai mare. Da? Ceea ce vorbeam în emisiunile anterioare. Arhitectul trebuie să treacă să vadă ce se întâmplă în șantier, ce se întâmplă la planșetă, mă rog, la planșetă, între ghilimele, la calculator, să poată să experimenteze până la urmă toate programele și să vadă care este nișa care îi se potrivește. Mă gândeam acum, dacă mergi și pe șantier, stai și la birou, cum se îmbracă? Care este stilul unui arhitect? Deci, la mine acasă se râde, pentru că am zile în care mă îmbrac în doamnă arhitect și zile în care mă îmbrac în șantierist, cum spun eu. Nu. În general, ai în mașină o pereche de bocanci sau de cizme de cauciuc, funcție de vreme, și o pereche de pantofi cu toc. Și un sacou, ca să poți să amesteci dacă ai într-o zi toate lucrurile acestea de făcut. Ce am învățat eu în acești ani este să-mi pun zile
diferite. Adică am miercurea și vinerea de mers pe șantier. Am lunea și marțea de stat în birou și lucrat și coordonat. Astfel încât să nu trească să am o garderobă întreagă și în mașină și la birou. Deci înțeleg de la tine că programul unui arhitect nu seamănă ziua de luni, de exemplu, cu ziua de vineri. Că mă gândeam acum, e foarte bine că structurez zilele săptămânii, că ai putea să zici 3 luni mă duc la întâlniri, iau contracte și după aia încă 6 luni lucrez efectiv în șantier. Nu poți să faci treaba asta. Adică poți să faci acest lucru doar dacă ai unul sau două proiecte. Doar că la noi nu e posibil să ai poți să ai un singur proiect, dar de obicei se suprapun. Pentru că nu poți să refuzi un client pe care l-ai avut acum 20 de ani, acum 15 ani și vine și spune am nevoie de serviciul ăsta și am nevoie acum. Și atunci trebuie să poți să fii pregătit în orice moment să iei un proiect nou, fără să ți afecteze activitatea celorlalte proiecte. Și cred că dacă înveți pe zile și sau organizat dimineața după amiază, așa impui până la urmă și o disciplină a clientului și a executantului. Asta e important. Da. Cum intri în relație cu clienții? Cum te duci către ei? Cum vin ei către tine? Unde se stabilește echilibru în piața aceasta? Eu pot să spun că sunt un caz fericit, pentru că de la primii clienți pe care i-am avut din recomandări, e adevărat și aceea, clienții mei vin din recomandare în recomandare. Deci, am foarte puține cereri din online, de pe website, procentul nu știu dacă depășește 6-7%. În general, sunt clienți ai clienților, care vin și solicită servicii. Foarte interesant. Din categoria am văzut un bloc de locuințe, da? Mm-hmm. La care a lucrat Andra, da. Raluca Tăutu și aș vrea să-mi facă și mie un restaurant. Se poate exact. Și așa? Da, se da, poate. Da, da. Mm-hmm. Adică, cred că asta este, pentru mine asta e cea mai bună carte de vizită. Faptul că clientul este dispus să te recomande mai departe. Foarte important. Mă gândeam acum că tu ai un asociat pe care noi l-am cunoscut la evenimentul vostru aniversar de 23 de ani și mă gândeam dacă doi arhitecți cu experiență masivă, evident, pot gândi la fel sau sunt complementari sau se mai și ceartă și aici, de fapt, este toată chestiunea interesantă. Este așa, dacă ne-ați vedea uneori la birou, ați spune că mai avem un pic să ne omorâm unul pe celălalt. Pentru că, fiind fiecare pasionat de ceea ce face, vedem uneori lucrurile complet diferit. Și asta este frumusețea până la urmă, pentru că pentru aceeași problemă putem găsi soluții diferite și câștigă de obicei soluția care are cele mai bune argumente în funcție de ceea ce are nevoie clientul, de a fi într-un buget anume, de a arăta excepțional, de a fi funcțional într-o anumită direcție. Și atunci, de cele mai multe ori, noi ne certăm pe soluții sau ne certăm, le discutăm cu argumente și mai lăsăm din când în când câte unul dintre arhitecții tineri să vină să uite și zică hai, spune tu, care este varianta care îți place? Cam așa este. Sau unul dintre noi lucrează pe un proiect și celălalt vine și completează, pentru că este mult mai simplu când ești în afara proiectului să vezi lucrurile unde cel care lucrează rămâne acolo, știi, nu mai vede în afara pătrății. Și un alt avantaj al acestui parteneriat este că ne și împărțim, adică nu avem eu clienții mei, el clienții lui. Eu în momentul ăsta fac tot ce înseamnă parte de imagine, contractare, discutat cu clientul, el ține partea de creativitate, de management al proiectului intern în birou și atunci ne împărțim oarecum rolurile în cadrul companiei, da? Și avem fiecare bucățica lui în care trebuie să exceleze și după aia soluțiile să le putem gândi împreună. Bun, și acum biroul vostru de arhitectură, sunteți voi, da? Arhitecții principali, da. Și parteneri asociați, aveți și ajutoare, mă gândesc? Da, bineînțeles, avem două angajate permanente în acest moment, probabil că o să mai creștem, dar în momentul ăsta avem o domnișoară care face pentru noi ceea ce noi numim achiziții și vânzări. De fapt, ne caută produse și ține legătura cu furnizorii noștri, actuali sau cei pe care încercăm să-i găsim, să-i băgăm în proiecte și le testează condiții comerciale, feedback-ul altor clienți și așa mai departe. Și avem o domnișoară arhitect, tânăr arhitect, care stă și desenează
toate minunile care ne trec nouă prin cap până la cel mai mic detaliu. Foarte interesant și aveți în plan să vă luați și alți colegi. Dar e important să înțeleg dacă la început, pentru că noi am pus evoluția acestei profesii până când devine un business, un arhitect la debut sau numai la debut, merge și la cumpărături, la materialele de construcții, de pildă? Facem recomandări. Nu mergem, da. Adică mergem să alegem finisaje. Nu poți să nu mergi să alegi finisaje, pentru că ceea ce vede la final clientul este practic ceea ce se vede cu ochiul liber și degeaba iau eu cele mai bune cărămizi, cele mai frumoase cărămizi, dacă nu mai am bani de perdele, pardoseli și mobilă. Și atunci și detaliile finale. La începutul business-ului, la începutul anilor 1990 și 2000, așa, mergeam din showroom, bine, erau și două, trei, nu cred că aveai mai multe variante la, în acel moment, să cauți gresie, faianță, tapet și ce-ți mai trebuia. În acest moment noi avem parteneri cu care lucrăm de peste 20 de ani cu unii dintre ei și am descoperit că clientul, dacă îl muți dintr-un showroom în altul, se pierde și atunci nu mai știe ce, dacă îi dai 200 de variante. Și împreună cu partenerii noștri de finisaje, de mobilă, am hotărât așa. Ni se aduc nouă în birou mostre, avem și noi în birou mostrele noastre de la ei, de la unii dintre ei, și îi arătăm clientului niște variante care sunt gândite deja înainte. Și atunci și adaptate bugetului. Asta clientului. E foarte important. Da. Că n-are sens, adică să mă duc să vreau, nu știu, o canapea făcută de eu știu ce designer, dar trebuie să mă duc la o canapea de un preț mediu spre jos. Și atunci trebuie să știi foarte bine cum organizezi, ce arăți clientului. Pentru că altfel rămâne o frustrare. Mi-au făcut, arată foarte frumos, dar eu nu am bani să implementez sau nu am putut să implementez. E foarte important, Andrara Luca Teutu, ajungem la final, să înțelegem ce rol are bugetul. Uneori tu pui un buget, atât te costă pe tine în calitate de arhitect sau te încadrești și în bugetul clientului? Noi am împărțit partea de lucru cu clientul în trei etape distincte. Și avem prima etapă care se numește creare de concept și de buget și de analiză a ceea ce e nevoie, în care stabilim împreună cu clientul ce necesități are, de ce buget ar avea nevoie și, de fapt, de ce buget are, ca să putem să calibrăm soluția și de-abia apoi trecem la proiectul propriu-zis. Pentru că dacă nu ai datele acestea de temă, ce își dorește, ce așteaptă și cu ce bani poate să facă, degeaba te apuci să proiectezi. Că nici eu nu o să fiu fericită, nici el. Și, da, în general trebuie să ne adaptăm la bugetul clientului, că degeaba vreau eu o casă de 1.000.000 de euro dacă el are 100.000 de euro. Absolut. Care să facă. Am ajuns la final, îți mulțumesc tare mult, Andrara Luca Teutu, și ne revedem în ediția viitoare. Mulțumesc! Am revenit, suntem în continuare la Business la Superlativ, vedem ce trăsături au în comun antreprenorii de succes, cine poate deveni manager, cine poate deveni un lider, dar cine poate deveni, evident, și antreprenori, cine poate realiza bani. Vedem aceste trăsături și abilități pe chipul persoanelor pe care le analizăm în această seară. Salutăm invitații din această seară, îi spunem bună seara Grațielei Popescu, expert în atitudine vocală și fizionomie. Bună seara, bine ai revenit! Bună seara și bine te-am găsit! Bun, de asemenea, cu noi este și Cristian Dumitrache, expert în fizionomie și lider și bună seara, bine ai revenit! Bună seara, mă bucur că ne revedem! Cristian, încep cu tine, profil de antreprenor. Cine este Cristian Dumitrache într-un minut, dincolo de afaceri? În primul rând, un expert în educație. Îmi place să învăț și să împărtășesc ceea ce învăț. Sunt o persoană care îi place să experimenteze tot felul de instrumente noi, astfel încât să putem ușura dezvoltarea clienților cu care noi interacționăm, atât la nivel personal, cât și la nivel de business. Pot fi procese, dar mai ales în zona de oameni, că tot vorbim în seara asta de antreprenori, este foarte important să vedem care sunt caracteristicile, care sunt comportamentele, valorile acelor antreprenori sau manageri de care vom vorbi în seara asta. Grațiela Popescu, cine ești într-un minut dincolo de afaceri? Dincolo de afaceri
Sunt un om pasionat de a citi, a citi voci, a citi fețe și a descifra în fiecare om pe care îl întâlnesc. Fața spune despre noi dacă avem succes sau nu, ce intenții bune sau rele avem? Fața întotdeauna spune și în mod involuntar, inconștient, citim fețe. Atât fețe cât și voci. Vocea întotdeauna transmite pe lângă cuvânt o vibrație. Bun, există o corelare între voce și chip în ideea în care poți să auzi o persoană telefonic și să o poți asemăna cu fața. Să-ți imaginezi cum are ochii, cum are culoarea părului, cât de înaltă e, e mai rotund la față, e mai ascuțit, de ce nu? Și mai mult decât atât, fața poate transmite duritate, ascunsă, negândită, neintenționată, iar vocea calmitate. Da, poate exista o discrepanță între voce și față, dar dacă auzi cu atenție nu doar cuvântul, ci și ce spune, sunetul pe care îl transmite, asta mă ghidează pe mine în a descifra corect un om, că tot am vorbit despre a descifra, nu numai oameni și partituri, dar sunetul întotdeauna spune mai mult. Bun, Cristiană Dumitrache, e foarte important pentru că avem exemple celebre în această seară, jurnaliști lideri, femei lideri, antreprenori internaționali și poate cel mai bogat român, ajungem la ei. Însă până a vedea exact ce au în comun și de ce diferă succesul fiecăruia în parte și cum a evoluat, că poate identificăm succesul de la vârsta mea sau de la vârsta unui copil de 7 ani și ne vom da seama că poate ajunge un antreprenor, un actor celebru sau pur și simplu în profesia de avocat, de medic să aibă succes. Cum arată trăsăturile liderilor, ale, dacă vrei, oamenilor de afaceri, pentru că suntem la o emisiune cu și despre antreprenori? În primul rând, cred că ar trebui să fie niște persoane perseverente, dar care să aibă o viziune. De ce? Degeaba ești perseverent dacă nu ai o viziune sau invers, ai doar o viziune, un gând, un scop, să-l numim așa, în viață, dar dacă nu depui efortul necesar pentru a-l atinge. De unul singur îți este destul de greu. De asta mari, să le spunem, antreprenori, știu foarte bine să se înconjoare de oameni mai buni ca ei în alte domenii, și ei știu să-i coordoneze, să-i citească, cum spunea colega mea mai devreme, dincolo de ceea ce acei oameni vor să arate sau ce vor să vândă. Că de multe ori în zona asta, despre asta e vorba, de a depune efort să părem altceva decât ceea ce suntem. Pe când, de fapt, noi suntem un tot. Este vorba de modul în care gândim, în care simțim, ne comportăm, vorbim de repertoriu, că tot vorbeam mai devreme, totul este conectat. Și dacă reușim să înțelegem ce este dincolo de măștile pe care le avem cu toții, putem alege omul potrivit în locul potrivit, la momentul potrivit, astfel încât să reușim să atingem scopul pe care îl avem, acea viziune de care spuneam, cu perseverență și oameni. Bun, cu tine vreau foarte mult să analizăm trăsăturile feței, sigur, și modul în care gesticulează cineva, dar fața este foarte importantă, pentru că ne uităm la cineva, dacă nu intervin foarte mulți ani, sau eu știu, vremuri grele, depresii sau supărări în viața cuiva, se păstrează, te uiți la o poză din copilărie, te uiți și la 30 și la 50 de ani și regăsești acele trăsături, sigur, trecute odată cu timpul. Cum arată trăsătura, de exemplu, nasul unui om de succes și linia feței? În primul rând vreau să specific faptul că pentru a înțelege o persoană trebuie să analizăm mai multe elemente. Nu putem lua doar, exemplu, nasul sau urechea sau sprânceana și să tragem o concluzie. Avem nevoie să privim în ansamblu și să ne uităm ca la un puzzle. Astfel încât doar nasul sau doar sprânceana, dacă nu sunt conectate cu forma feței, cu ochii, cu modul în care ascultă, da? Modul în care vorbesc, avem prea puține informații. Astfel, dacă e să revenim mai degrabă forma feței, eu văd personal ori o formă dreptunghiulară sau în zona pătrată. De ce? Sunt persoane care ar trebui să fie perseverente și care să-și mențină acea stare de spirit mai multă vreme. Pentru că tu ca lider, dacă ai ups and downs-uri din punct de vedere emoțional și le arăți cu ușurință ceilalți, nu mai ai acea stabilitate, credibilitate pe care un lider ar trebui să o aibă. Da? Legat de nas, că tot ai ridicat la fileu povestea asta, în primul rând, ce am observat la
hai să spunem, modelele noastre în această seară, este că nu au un nas neapărat orientat pentru bani, pentru a acumula avere. Nu banii sunt scopul lor principal în viață, ci e vorba de viziune, de altceva, ceva dincolo de bani. Și de unde vine expresia ai miros fin pentru bani, de pildă? Într-adevăr, unii au ca scop în viață doar banii. Da? Mai devreme sau mai târziu, probabil îi vor pierde sau cine știe. Modul în care au făcut acei bani îl vor lăsa moștenire generațiilor viitoare. Pentru că noi spunem de cele mai multe ori asta în interacțiunile cu clienții noștri. Nu e important neapărat ceea ce ai, ci cum ai obținut acele beneficii sau acel succes. Da? Dacă ai construit, având în vedere anumite valori sănătoase care pot fi lăsate moștenire generațiilor, copiilor tăi, da? Sau ai furat, ai înșelat oameni și nu numai. E vorba de valori și de modul în care ajungi acolo. Da? Pentru mine e importantă zona de integritate, de exemplu, să văd la un lider zona de empatie. Asta înseamnă, de exemplu, la empatie, dacă e să ne uităm, vine din, e conectată cu partea de inteligență emoțională, ceea ce înseamnă că, dacă e să mergem pe un detaliu, la ochi, ar trebui colțul interior al ochilor să fie echilibrat, nu neapărat în jos. Mă refer la colțul interior. De ce? Dacă ar fi în jos, înseamnă că avem gânduri emoționale puternice. Ca un lider să aibă empatie, să-și controleze emoții, ar trebui să pună ceva mai multă rațiune. Și atunci te întreb, Cristian, un lider, acum luăm un exemplu, un antreprenor de succes, ar trebui să fie rațional sau emoțional? Eu cred că ar trebui să îmbine cu succes ambele părți. De ce? Dacă e doar rațiune și nu ai zona asta de emoție, de empatie, nu te poți conecta cu ceilalți. Pentru că, până la urmă, totul e vibrație, da? Și totul este sunet. Nu de alta, dar e ceva ce de-a lungul anilor am învățat, pot spune, de la colega mea, de la Grațiela, și de fapt totul este conectat. Inițial, când am experimentat, fix ce ai întrebat mai devreme, poți asculta vocea unei persoane și să o descrii? Da, se poate. Eu, până acum câteva săptămâni, am crezut că doar ea poate să facă asta, dar de fapt putem face dacă vedem dincolo sau ascultăm dincolo de ceea ce spun, de cuvinte, ci ascultăm vibrațiile și conectăm cu trăsături și comportamente. Bun, rațiunea, Grațiela, poate veni de pe chip. Te uiți la mine și la orice actor, de fapt, actorii efectiv, da, interpretează diferite roluri. Așa. Dacă este. Ar fi să te uiți pe silențios, fără să asculți ceea ce spune omul respectiv, transmite. E rolul de, dau un exemplu, actrița, de mama acasă, de femeie de carieră, de femeie care merge la tenis. Ceva spune expresia respectivă, fie că are experiență în a juca rolul, dacă vorbim despre o femeie obișnuită, fie că nu, în funcție de context se transpune. Asta numim rațiune pentru că facem cu bună judecată. Astăzi vreau să fiu eu azi în alb și negru și să transmit acest mesaj. Mai târziu, mai vedem. Ce face vocea? Cât de greu poate să fie ea controlată? Este vocea, dacă vrei, partea emoțională a unui personaj și fața partea mai rațională? Foarte interesant abordarea ta. Mulțumesc că mă întrebi. Da, într-adevăr, vocea este partea emoțională, trădează mai ușor emoția. Este greu să ascunzi emoția în voce, doar dacă pur și simplu lucrezi numai la asta. Adică un speaker de succes își poate controla emoția prin voce, pentru că știe că dacă vrea să fie convingător, autoritar, rațional, trebuie să-și coboare vocea, ca să nu trădeze emoții, adică în registrul de piept. Noi am mai discutat înainte despre registre. Dacă ne raportăm la calitățile sunetului și povestim puțin, intrăm în detaliu, am obține următoarele date. Există 3 tipuri de voce. Vocea joasă din registrul de piept, cea care transmite numai siguranță, vocea mai înaltă, medie, din gât, și vocea de cap, cea care ne lasă cumva să ne dă de gol. Da, ne demaschează, asta exact. Voiam să spun, da? Mulțumesc. Da, adică poți într-un discurs să vorbești cu vocea de piept, dar dacă ești întrebat, poate, nu știu, ceva personal, să te
sperie poate întrebarea și să-ți urce vocea. Da? Bun, dar dacă cunoști aceste informații și sunt oameni care lucrează da. Foarte mult cu voi, din companie, antreprenor, manager și așa mai departe, cât de mult se schimbă? Adică în momentul în care sunt mai tensionată și vreau să spun ceva pe acel ton ridicat și ascuțit, respir și îmi dau seama că trebuie să cobor tonul? Poți face asta, da. Poți să-ți dai seama că ți-a accelerat ritmul vorbirii și că deja trădezi o emoție prin faptul că tempoul este mult prea alert. Dar cu siguranță trebuie să te acordezi pe o frecvență puțin mai joasă. Bun, mergem la studiile noastre de caz. Elon Musk, un antreprenor cunoscut, foarte cunoscut și publicului din România, de când ar fi trebuit să vină în România și n-a mai ajuns, a fost sau n-a fost, n-a fost în definitiv, deși toate instituțiile de presă au dat această știre ca fiind sigură. Un antreprenor foarte tânăr, am putea spune, și până nu de curând a fost și cel mai bogat om al planetei. Ce spun trăsăturile acestui miliardar de modă nouă? Clar este o persoană inteligentă, are o capacitate destul de mare, dar asta deja știam. Se vede datorită faptului că avem și o frunte înaltă, sunt niște linii acolo care noi le numim linii de analiză. Adică e important să ai acele linii pe frunte. De ce? E dovada faptului, uite, se vede chiar bine aici, că acea persoană gândește, analizează, procesează informația. Da? Este un individ căruia îi plac tare mult provocările și îi place să-i motiveze pe ceilalți provocându-i. Dacă stăm un pic să ne gândim, e un tip foarte perseverent, jovial, dacă e să ne uităm un pic la zona asta de obraj, dar... E rotunjor. Da, da, da. Are o alură de copil, nu? Da, vine de la râs, da, dacă e să ne uităm un pic, că și noi aici în platou suntem mai mulți cu obraj așa mai plin, de la faptul că râde mai mult, e mai jovial. Dar n-aș putea să spun despre el că e o persoană care are ca scop principal în viață banii. De ce? Acest aspect se vede atunci când vârful nasului unei persoane este foarte mare, este exagerat. Nu e cazul lui. Am tot văzut în antreprenoriat și la noi în țară și în afara țării, în politică am văzut foarte mulți politicieni care intră pentru ideologie, dar de fapt... realitatea e cu totul alta, nasul îi trădează, ca să adică, spunem. Intră pentru bani, ce să mai vorbim sau acum. Sau sunt mincinoși, de fel, ce ar trebui să înțelegem din asta? Dacă nasul e lung, vorbim de efectul Pinocchio, chiar un studiu făcut în 2012 în Universitatea Granada din Spania, în care erau anumite persoane, subiecții erau conectați la poligraf și în același timp erau fotografiați, filmați, de fapt, cu o cameră termică și cea mai mare... intensitatea mișcărilor și circulației sanguine era la nivelul vârfului nasului și colțul interior al ochilor pe care îl menționam mai devreme. Culmea este că după ce au fost deconectați și ei mințeau, activitatea era fix în acelea zone, nu atât de intensă. Deci faptul că îți crește nasul dacă minți mult nu este o poveste, este realitate. Dar la ce mă refeream mai devreme, să ne gândim la nasul de arlechin, să-l putem de clown, dacă este foarte mare. Cum avem foarte mulți frauduloși pe la noi. Subțire-l, da, nu borcănat. Nu borcănat trebuie să fie, că altfel. Dacă e borcănat, îi plac banii. El nu are așa ceva. Nu are așa ceva. Scopul, banii vin după ceea ce face. El are... un vis și aici sunt de fapt mai multe, cred că colega mea ar putea să spună mai mult. Bun, Grațiela, aș vorbi în continuare despre visul lui Elon Musk, dar mă interesează, l-ai ascultat, sunt convinsă, în diferite contexte, ce spune tonul lui, ce spune vibrația vocii despre acest antreprenor de succes? Da, într-adevăr l-am ascultat. Vocea lui, tot situată în registrul de piept, transmite, bineînțeles, convingere, însă în același timp, a recunoscut chiar și el că suferă de un anumit sindrom, nu o să spun acum de care, acest lucru îl împiedică să aibă o coerență în exprimare și de foarte multe ori primește critici pe tema aceasta, dar chiar pentru că a recunoscut, cred că reușește să depășească. Da? Adică pur și simplu depune efort în comunicare, se vede prin asta. Și iată cum despre urechi n-am povestit. Da. Bun ascultător. Este nu? Bun ascultător și adică place... vorbește mai puțin și face mai multe?
Cred că da. Dar, pe de altă parte, controlează mediul. Simte nevoia de control. Controlează oamenii. Da, da. O, da. Se vede lobul urechilor. Da. Este un detaliu din care nu ne dăm seama. Putem vedea că e și sensibil la... Nu? Sensibil la sunetele puternice. După ce ne dăm seama de acest lucru? Tot la nivelul urechilor, când partea interioară este în afară. Okay. Mai mult. Bun, ce mai putem spune despre acest antreprenor? Graciela este un antreprenor emoțional și emotiv în același timp sau pune accent mai mult pe rațiune? Pentru că aș face legătura cu faptul că mai puțin mai devreme Cristian spunea că nu îi plac banii și atunci, da, poate are o emoție, poate e pasionat de inovație, să schimbe lumea, poate vrea să fie un bun filantrop și atunci, evident, emoția dictează în fața rațiunii. Da. Îi place să ajute, vrea să fie un bun filantrop, nu este axat pe resurse, așa cum a spus colegul meu, însă cred că depășește zona asta de succes, își dorește să-și transforme succesul mai departe, poate în noblețe. Știu că poate suna pompos, dar eu cred că acesta este scopul lui. Vrea să depășească nevoile astea materiale și să le transforme în ceva mai sus de atât. De asta și mesajele lui intră foarte mult în zona de creativitate și în drumă... Angajații. Da, angajații, da? Exact, mulțumesc. Mă gândeam la fani. La fani, inițial. Da, da, putem să spunem followeri, da? Așa, ai, este, da. Care mulți. Acum, da, să fie creativ. I-a cumpărat pe toți, da? Exact. Chiar am citit de curând și spune să fiți creativi și să vă depășiți barierele, să nu mai aveți atâtea limite, da? Deci stilul de gândire cu siguranță este inovator. Bun, Cristian, cum reușește un tânăr antreprenor să se bucure de un succes atât de răsunător, aș putea spune, la vârsta pe care o are Elon Musk? De ce? Pentru că, din păcate sau din fericire, până la urmă aceasta este realitatea, asemănăm sau punem semn de egalitate între finanțe, pentru că banii sunt un motor foarte important în realizarea multor țeluri, și succes. Adică acum Elon e Elon care a venit și în România, dar dincolo de România, Elon este omul care până nu de curând, acum 2-3 săptămâni, era cel mai bogat om al planetei, adică cel mai. Grație banilor, în definitiv. Și aș putea să spun că, da, succesul pe care noi îl vedem vine totuși cu niște costuri. Observăm în cam toate fotografiile lui grijile pe care le are. Are extrem de multe griji. Faptul că nu le spune, nu le aduce pe masă, nu înseamnă că nu există. Iar asta se poate vedea la spațiul dintre sprâncene și ochi, aceea, să spunem, umflătură, numită în popor, de fapt operația se numește blefaroplastie, e practic ridicarea ploapei. De fapt, este vorba de retenție de apă la nivelul organismului și asta vine datorită stresului, pentru că asta e unul dintre efectele pe care le avem noi cu toții, retenția de apă. Iar acolo, în zona respectivă, este vorba despre grijile pe care el le vede. Noi vedem doar, wow, cât de fain ambalajul, a crescut, nu? Exact, cât de mult succes. Ce succes, da, răsunător. Dar ce tip de griji are omul acesta? Oh. Pentru că puțin mai devreme spuneați că nu îl preocupă neapărat banii, deci nu teama că ar pierde și a pierdut în definitiv și a pierdut prima poziție momentan, pentru că așa se întâmplă cu acțiunile la bursă, da? Deci nu teama de a pierde banii sau statutul de cel mai, teama de a pierde angajat sau teama sau riscul de a investi greșit, ce temere are? Mai degrabă aș construi pe ce a spus colega mea mai devreme, pe faptul că nu poate lăsa ceea ce își dorește, misiunea, noblețea pe care o menționai mai devreme, poate fi într-un fel sau alta afectată de contextul economic, de bursă, că tot vorbeam, de alții competitori. Și până la urmă, hai să ne gândim, succesul în viață are o componentă foarte importantă de noroc sau context, da? Nu înseamnă că dacă ai toate trăsăturile respective o să fii de succes, ci pur și simplu trebuie să fii și la locul potrivit în momentul potrivit, că dacă... Da. Și s-a mai spus mai devreme că este o persoană rațională. Da, așa este, dar el, dacă ar fi atât de rațională, nu ar mai ține cont atât de mult de oamenii cu care lucrează. Și chiar o să citez, spun așa: oamenii lucrează mai bine atunci când știu care este obiectivul și de ce. Este important ca oamenii să se simtă entuziasmați să vină la serviciu dimineața și să se bucure de munca lor. El totodată afirmă că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o a fost să se concentreze mai mult pe talent decât pe caracterul echipei. Deci,
iată, un om care ține cont de caracter, de oameni buni. Da? Spune cât de important este să ai lângă tine oameni cu empatie și cu suflet mare. Bun, ca să facem o concluzie pentru această analiză, pentru că mai avem și alte exemple, te-aș întreba, Cristian, dacă își va recăpăta această primă poziție sau rămâne o perioadă de 2-3 decenii, pentru că e destul de tânăr, are 40 și puțin de ani, cel mai bogat sau cel mai de succes sau cel mai al planetei. Sunt convins că dacă Elon Musk vine să lucreze cu noi doi, va reveni pe primul loc. Da, de ce? Exact cum menționa mai devreme colega mea, să știi să apreciezi caracterul, valorile angajaților tăi, ai nevoie și de rațiune, dar și de empatie. Ai nevoie de partea asta de a te, a te armoniza, da? cu ceilalți și a vedea potențialul fiecăruia, astfel încât împreună, că altfel n-ai cum de unul singur. Elon Musk n-are cum să facă de unul singur. Da? Dar cu ghidarea potrivită, context și oamenii potriviți, acolo sigur va ajunge. Suntem în continuare la Business la Superlativ. Vă reamintesc faptul că ne puteți urmări în toate rețelele de cablu din România, dar și în mediul online, pe contul nostru de YouTube Live și pe site-ul nostru. Afaceri la Superlativ, dar bineînțeles că dincolo de succes sau în spatele unor companii sau unor lucruri și proiecte de succes, sunt oameni de succes care sunt construiți, instruiți să ajungă de succes sau pur și simplu se nasc cu succesul în ADN. Se întâmplă asta? Probabil că da. Dar șansele vin, însă trebuie să le și să profiți de ele, să, dacă a trecut trenul și tu nu te-ai urcat, da? Bun, dar de exemplu un copil este dus la balet, la dansuri, la canto, să-și descopere vocația de mic și să își antreneze acel talent. Cum îl duci pe copil să vadă dacă are succes? Aici, cred că mai degrabă, colega mea va răspunde cu siguranță. Grație. Întâi o oră de test, să vezi cum reacționează și apoi poate să crească talentul. Talentul nu poate, nu vine nimic din cer. Da, poți moșteni genetic, dar dacă nu lucrezi, nu depui efort, nu te poți dezvolta. Da? Deci se creează un obicei, să zic așa, de talent. Prin efort. Vin familii cu copii micuți, nu neapărat bebeluși, dar deja la 4-5 ani, când merg la grădiniță, la școală, încep să ajungă, să îi vedeți, să îi antrenați, să îi evaluați și să vedeți exact care sunt capacitățile și calitățile pe care ar trebui să le antreneze, astfel încât să atingă un țel. Pentru că, într-adevăr, sunt oameni care au veleități artistice. Dacă știe sau dacă va face pahare, le va face excelent. Dacă va vorbi, va vorbi la fel, pentru că are acea determinare de a se adapta și are o flexibilitate, nu? Da, într-adevăr, chiar mi s-a întâmplat să întâlnesc asemenea copii cu talent nativ și să văd că pui o partitură în față și da, o poate cânta la prima vedere, iar alt copil o învață în 3 luni. Știu ce spui și așa este, dar se întâmplă rar. În continuare, cred că fără muncă nu poți ajunge acolo unde ți-ai dori. Da? Deci totul se învață, cum am zis, se creează un obicei, există o buclă care, spun așa, există 4 pași. Întâi indiciu, apoi dorință, răspuns și recompensă. Ne gândim când aprindem lumina. Da? Intrăm într-o cameră, pardon, este întuneric, este primul pas că trebuie să faci ceva. Ce faci? Răspunzi, da? Cauți întrerupătorul, după care obții recompensa. S-a făcut lumină. Asta se întâmplă, asta este o buclă. Și eu cred că bucla asta se poate transpune și într-un talent. Da? Bun. Wow. Revenim la un exemplu foarte frumos, să ne luminăm. Vreau să vedem cum a ajuns Daniel Dineș, un antreprenor român tânăr, de altfel, și cred că seamănă foarte bine, poate și fizic, dacă nu, cu Elon Musk. Și, bineînțeles, l-a detronat pe Ion Țiriac și pe alți antreprenori care, până nu de curând, ocupau primele poziții în topurile oamenilor de afaceri români. Un antreprenor tânăr, cu barbă de această dată, pe Elon Musk nu l-am văzut, zâmbește foarte mult și el, se pare. L-am și ascultat, îl recunoaștem foarte bine după tonalitate, are o voce groasă, ajungem la ea. Ce spune fața Cristian însă despre Daniel? Foarte interesant ce spunea colega mea mai devreme legat de obiceiuri. Eu sunt ferm convins și știm asta din foarte multe studii, că oamenii de succes, antreprenorii, au un set de obiceiuri sănătoase, care se referă de la modul de a, hai să spunem, a te alimenta, a dormi, în primul rând a învăța,
Ei, foarte mulți dintre ei, săptămânal, învață elemente noi, informații, sunt expuși, da? Pentru că altfel n-ar mai fi acolo. Daniel Dineș, într-adevăr, are anumite trăsături similare cu domnul Elon Musk. Dacă ne uităm, da, ai urechi la fel, foarte parcă mai rotund la față, nu știu la barbă sau efectiv. E într-adevăr o persoană jovială și ne uităm chiar... iar aici se vede chiar mai bine, și obrazul drept și stâng se văd foarte bine dezvoltat. E o persoană care îi place să râdă, să aibă o atmosferă relaxată. Nu e un individ serios. Dar asta nu înseamnă că nu e o persoană care atunci când trebuie să facă ceva, și lui îi plac provocările, se vede foarte clar. La capitolul decizii, aici deciziile... Eu cred personal că e o persoană care ezită. Ezită, da. Ezită în luarea deciziilor. De ce? Nu știu de ce ezită, dar asta ce se vede. Ce indiciu, ce trăsătură ne arată asta? În zona sprâncenelor, dacă ne uităm un pic, sunt ușor dezordonate, părul este mai mare. Așa se poartă. Nu știu dacă și la bărbați. Da, acum unii mai zic, știi, n-a fost la barber sau nu mai știu pe unde, la cosmetică. Nu. Ideea e destul de simplă, pentru că dacă e să facem un pic de analogie între sprâncene și ordinea lor și ordinea gândurilor noastre. Tendința este să ia o decizie, revine asupra ei, ezită și mai ales nu e o persoană care să-și asume riscuri. Da? Nu? Nu, în niciun caz. Și cum ajungi pe prima poziție în rândul antreprenorilor dacă nu îți asumi riscuri? E un tip foarte smart, calculat, perseverent, da? Foarte pretențios. Din ce văd aici, e un tip direct. Da? Da, și vizionar. Dacă te uiți cu atenție la el, oricum l-am și auzit vorbind și spune cu pasiune despre viziune și cum caută oameni care să-i semene, să fie vizionari. Mamă. Bun, te rog, Grațiela. Și vocea lui ce ne mai spune? Adică există acea egalitate între timbru vocii, vibrația vocii și această față care, da, zâmbește. Uneori zâmbim în poze, mai mulți forțați de context, nu neapărat pentru că e un zâmbet pe bune, dar dacă ne uităm la el ne dăm seama de ce gândește, ce simte și ce face. Da, și dacă îi ascultăm vocea, ne dăm seama că pe măsură ce a căpătat putere, ca să spun astfel, i-a coborât în mod natural vocea. Vocea lui, într-adevăr, așa cum ai sesizat și tu, este situată în registru de piept. Nu este neapărat antrenată, lucrată extrem de mult, dar puterea i-a dat și mai mult autoritate. Volumul, la fel, destul de mare, da? Se folosește de nuanțe în vorbire. Și mă uitam la cum ascultă, dacă am vorbit despre asta. Și de sensibil la... Sensibil la sunete puternice, dar bun ascultător. Îi place să dețină controlul? N-a spune asta. Să ne mai uităm la urechi. Da, din ce am văzut, nu pare. Da, nu. Nu, spre deosebire de Elon Musk, nu pare asta. Iată că avem și deosebiri, da. Sunt grijile pe care le are. Am observat, am analizat cam toate fotografiile pe care le-am văzut până acum și în special grijile lui sunt în zona logică, în zona profesională. Dacă e un pic să corelăm cu prețul acțiunilor la bursă, nu stau tocmai roz. Și eu cred că are legătură și cu zona asta de a... E multă presiune pusă pe el, cu siguranță, pentru că atunci când ești number one, cum a fost el multă vreme în piață, automat se așteaptă și mai mult, și mai mult. Ideea este, și îl întreb direct, sper să, dacă nu se uite la emisiunea asta, să fie cineva din YPath căruia să-i transmită următoarea întrebare. Știe să aleagă oamenii potriviți, la locul potrivit, în momentul potrivit. Exact ce spunea colega mea, acele persoane care nu au neapărat, hai să spunem, experiența, tehnicalitatea, da? Ci valorile comportamentelor sunt aliniate cu viziunea lui, astfel încât putem ulterior să pregătim acele informații tehnice. Bun, ajungem către concluzii și e foarte important să ne uităm și la acest aspect despre care spunea și Cristian, grijile. Ne uităm la amândoi antreprenori. Au domenii de activitate cu risc, pentru că într-adevăr te poți îmbogăți rapid din zona aceasta de metavers, de cripto, de acțiuni la bursă, dar ele sunt volatile, cresc, cad. Prin urmare, dacă într-adevăr vrei să te menții și să ai o fundație solidă pe platforma și piramida antreprenorilor de succes, ar trebui să investească și în alte domenii, Grațiela, mai sigure.
Nu văd de ce nu. El chiar spune că apreciază mai mult inteligența decât mediocritatea și că este flexibil la schimbare. Deci cred că i-a sugerat să facă și asta pentru a scăpa de griji, poate, de ce nu? Da? Plus de asta, noi avem o vorbă și adesea o spunem în cursuri, unde îți duci atenția, acolo se mută și energia. Da? Deci îl putem îndruma. Ajungem la final, câteva secunde, Cristian. Daniel Dinleș își va păstra această poziție și ar putea avea succes indiferent de domeniul în care ar alege să activeze? Eu cred că ar trebui să schimbe deja ceva. Sper că o face. De ce? Ceea ce a făcut el până acum a făcut foarte bine, dar a ajuns la un prag. Dacă nu schimbă și, în primul rând, ceva personal, apropo de ce spunea colega mea, ridicarea vibrației, dar mă refer din toate punctele de vedere, da? Să știi să vezi dincolo de ceea ce ai acum și să poți să pui în practică cu perseverență, că e un tip perseverent, dar din nou să, dacă ai ajuns la viziunea ta, ok, mărește-ți viziunea. Da? Schimbă-ți viziunea. Exact. Schimbă-ți viziunea și frecvența ca să ai doar de câștigat. Bun, am ajuns la final. Sperăm că oamenii care ne urmăresc au doar de câștigat, pentru că își dau seama că dincolo de ceea ce au pot antrena foarte bine și pot câștiga în negocieri. Cristian și Grațiela, vă mulțumesc tare mult. Mulțumim. Seară bună. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire luni la aceeași oră 20, dar la emisiunea de actualitate La Zi. În continuare aveți emisiunea Substanțial, prezentată de colegul meu Adrian Călin. O seară excelentă tuturor! Această emisiune a fost oferită de Maurer Imobiliare și Archia Creative Home.